Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit la un alt car vlog. Car vlogul ăsta va fi puțin mai trist. Voi povesti ce mi s-a întâmplat în zilele precedente. Așa că începem cu ziua de miercuri, în care am avut o zi destul de stresantă și am mâncat foarte puțin. Iar după amiază a trebuit să merg până la bunicul meu la spital. Na, să văd ce face, să-i mai duc o sticlă de apă, ce mai are nevoie de mâncare și așa mai departe. Și am plecat, am zis hai să mă duc cu bicicleta să fac puțin o mișcare. Am ajuns în zona Politehnicii și pur și simplu, mulțumesc frumos că îmi spui că stau în trafic aprosto. Și pur și simplu am întors de două ori capul la o trecere de pieton, pentru că mi s-a părut că o persoană pe trecere merge foarte, nu știu, agale așa, adică se vedea că se simte rău, nu se simțea deloc bine. Și am zis să văd ce are și eventual să opresc, să o întreb dacă e ok, dacă are nevoie de ceva. Am întors de două ori capul în spate. În momentul în care am întors a doua oară capul și să revin la direcția de mers, da, să întorc capul în față, să fiu atent la trafic, pur și simplu am avut impresia că cineva mi-a tăiat calea, că mi-a deschis portiera. Nu știu ce s-a întâmplat. Am căzut. Cred că vă voi lăsa și eu o poză cu casca. Singurul meu noroc a fost că am avut cască. Sunt lovit în barbă, dar dacă nu aveam cască, eram lovit și la cap. Deci, un aspect foarte important și pe care mulți îl ignoră, chiar și prietenul meu acolo. Doar că el, nu știu, se simte mai stăpân pe sine și eu mă simt stăpân pe sine, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Asta e principalul aspect pe care nu-l înțeleg. Chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Și Am căzut. Am stat acolo aproximativ 10 minute. Nu mi-aduc aminte mare lucru din alea 10 minute. Mi-aduc aminte doar că au venit 2 sau 3 tipi lângă mine și țin să le mulțumesc enorm de mult pentru asta. Au venit lângă mine, au sunat la 112. S-a deplasat un echipaj smurt la locul indicat de ei și am ajuns la spital. La spital mi-au făcut tot felul de investigații de pe la ora 7 și jumătate până la ora 1 noaptea. Am fost supus unor, da, nu știu, computer, tomograf, radiografii și foarte, foarte multe, foarte multe teste pentru a verifica dacă starea mea de sănătate este ok sau va trebui să rămân în spital. După 5 ore, da? Atâta sunt, nu? 6 ore, frate. După 6 ore de stat cu un guler la gât, un guler cervical, care a fost extrem, extrem de nasol. Deci, gulerul ăla e atât de incomod încât nu vrei să-l porți. Credeți-mă, nu vrei să-l portați. Da, și a fost, până la urmă a fost ok. Nu am avut nimic, nu am avut mare lucru. Bine, în afară de niște julituri la suprafață pe care le puteți vedea și voi. La genunchi, la fel, o julitură care mă mai incomodează. Și încă o julitură la umăr, la umărul drept, și respectiva julitură destul de dureroasă. Doar că în rest nu am avut absolut nimic. Și asta vreau să zic. Ce m-a salvat pe mine și ce cred că salvează pe mulți bicicliști este casca, frate. Deci casca te salvează. Dacă nu aveam cască, cel mai probabil aveam capul spart. În cel mai bun caz. Da, deci în cel mai bun caz aveam capul spart. Dacă aveam capul spart, era nasol. Chiar foarte nasol.
Da. Cam asta a fost experiența mea de miercuri, dacă îmi pot spune așa. N-a fost o experiență foarte plăcută. Vă dați seama, să pierzi cunoștința în momentul impactului pentru aproximativ 10 minute. Și ca o informație generică, voi refuza să mai merg pe bicicletă, chiar dacă eu îmi doresc acest lucru. Voi refuza să mai merg pe bicicletă pentru, nu știu, următoarele o săptămână, două săptămâni, cred. Până îmi voi face niște analize amănunțite. Pentru că toată știința, cred că n-a fost neapărat din cauza oboselii, sau dacă a fost și din cauza oboselii, pentru că în ultimele, nu știu, 3 nopți am dormit câte 4 ore, ceva de genul ăsta. Și mă simțeam foarte, foarte obosit dimineața. Și de ce am dormit așa? Pentru că am stat seara să editez, să mai învăț o chestie, un alt, am mai uitat la un tutorial să văd ce pot face mai bine cu calitatea video și calitatea audio. Încercam să găsesc tot felul de soluții astfel încât să fie tot ok. Doar că acum, na, nu știu, e mai nasol. Nu voi pedala bună perioadă de timp și asta e nasol. Și v-am zis, nu știu ce s-a întâmplat. Camera o aveam pe cap, dar nu știu de ce n-a filmat. Știu că am o problemă cu cardul. Are momente în care filmează și are momente în care nu filmează. Asta nu știu de ce. E posibil să fie card de o calitate mai proastă și camera asta să nu suporte, adică să nu poată să înregistreze pe un astfel de card. Voi verifica și acest lucru. Oricum, mai costă și el la 1,5 milioane sau ceva de genul ăsta. Bani pe care nu îi am în momentul de față și nu am cum să investesc într-un astfel de card. Dacă îmi voi putea desfășura activitatea și voi putea crea content pe YouTube cu acest card până în viitorul apropiat, e ok. Dacă nu, asta e. Vedem ce facem, chiar nu știu ce o să facem. Nu suntem chiar atât de ok ca și stare de spirit. Adică, nu știu, gândiți-vă și voi că e momentul ăla în care îți dai seama că totul se poate termina foarte rapid. Puteai să fii și cu mașina în momentul respectiv, puteai să fii și cu RATB-ul în momentul respectiv, puteai să fii și la metrou, da? Și te gândești că puteai să cazi oriunde și cel mai nasol e dacă cădeai într-un loc în care nu erai văzut într-un timp util. Asta mi se pare cel mai nasol. Totuși, părerea mea e că problema a intervenit când nu am putut să mă odihnesc suficient și apoi când nu am putut să mănânc suficient în ziua respectivă. Asta cred că a fost problema și vă doresc să vă hrăniți, să vă hidratați, pentru că e nasol, e chiar nasol. Credeți-mă, e nasol să ai o cădere de genul ăsta. O cădere, și nu mă refer la strig la căderea fizică, cât la cea mentală. Chiar nu vă doresc. Da. Oricum, noi suntem bine în momentul ăsta. Google se simte bine. Să sperăm că nu vor mai fi probleme de genul. Și, na, să ne vedem cu bine la următorul bike vlog. Sper că va fi cât mai curând. Oricum, astăzi când filmez clipul ăsta e vineri, cel mai probabil analizele mele voi face în cursul săptămânii următoare. Și imediat cum aflăm rezultatele, ne punem ori pe treabă, ori vedem ce facem. Chiar n-am idee ce vom face. Oricum, sper că ne facem bine repede.
și că n-avem nimic. Asta e cel mai important. Sănătatea să fie pe primul loc la orice faceți voi. Și hidratați-vă, mâncați și odihniți-vă, fraților. Nu ai cum să stai cu, nu știu, un sandwich toată ziua. Eu n-am stat cu un sandwich toată ziua, doar că, uitați, n-am mâncat dimineața, era deja ora 7 și nu mâncasem și am mâncat o singură masă la ora, la ora 2. Deci, e extraordinar de puțin pentru cât solicită organismul. Organismul solicită la muncă, mergi la muncă și depui un efort să muncești până la urmă, în orice ai face. Chit că ești măturător, chit că stai la un birou, dar e un efort. Și efortul ăla nu are pe ce să se susțină atât timp cât tu nu îl alimentezi, tu nu alimentezi corpul. Bun, fraților, noi ne-am întâlnit cu Mădălina, a ieșit și ea de la facultate și am fost până la bunicul meu la spital. Și acum cred că o să mergem acasă, nu știu de ce mi arată baterie atât timp cât el a încărcat. Poate nu încărcă. No shit, Sherlock. Păi nu încărcă. Ce? Am venit de telefon. Ți-ai amintit de unde ți-e telefonul? Da. Da, fraților, ca să înțelegeți și voi despre ce e vorba, eram cu... Mă întâlnise mai devreme cu Madalina, ce-i drept. Și am mers până în piață, în piața Domenii, aproape de unde e spitalul. Și vorbea cu mama mea la telefon, de pe telefonul ei, bineînțeles. Am luat o integramă și două ziare și în momentul când am plecat de acolo, a fost ceva de genul vorbind la telefon, deci zicând da, nu știu ce, vorbind la telefon. Da, unde e telefonul? Și s-a început să se panicheze, controla prin toate buzunarele și eu eram lângă ea și zic, coaie, l-ai la ureche. Adică erai cu telefonul și nu doar că l-avea la ureche, nu l-avea în mână, stătea cu capul așa, știi? Și căuta. What the fuck, serios? Adică... Frate, cât de obosită să fii. Bine, mi s-a întâmplat și mie o singură dată. Am stat cu ochelarii. Îi aveam pe nas și totuși mă întrebam unde căcat mi-am pus ochelarii. Și mi-am dat seama... Parcă aștept bine. Și mi-am dat seama că i-am pe nas în momentul în care... N-am văzut rama. Da. Salut. N-are o mână de băgată în pus. Nu, e burta mai mare. El te-a băgat în seamă. M-a văzut de Taylor Manchez, ăsta nu îmi dă dăl în pula mea de ei. Taylor din contră și trebuie să zică Taylor Mandragnea. Tragnea, Baștan și acum melodie de aia, de opulență, de Arab Money. Bă, dar cât de... ce, nu știu, ce deghizare proastă. Nu mai știu când am... Când am venit seara, cred că atunci când am fost să mă întâlnesc acolo, când am parcat mașina, fix când am parcat-o și am oprit-o, când i-am luat contactul, fix în momentul ăla a căzut un mare căcat pe parbrizul meu. Băi, să moară, mă, să zici că porumbelul ăla sau ce era acolo în pom avea un senzor, frate. Și a zis, aha, s-a parcat mașina, m-am căcat. Băi, dar fix în momentul ăla. L-am văzut când pur și simplu s-a împrăștiat. Păi da, dar una e să vezi când se împrăștie pe parbriz și alta e să vezi mașina așa. Cât ai filmat? Nu știu, nu cred că, n-aveam camera atunci. Nu, că a fost atunci când am fost să o schimb. Bun, fraților, și cam asta a fost pe car vlogul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa!